În prim plan avem un arbore numit mălin. Există mai multe varietăți. Mălinul crește și prin pădurile din România, uneori spontan. Există și mălinul american, există și o varietate cu frunze roșiatice și cu fructe, le face tot roșiatice. Mălinul este un pom care crește destul de înalt. Poate să crească la 12-15 metri înălțime. Seamănă puțin cu cireșul la structură. Face niște flori sub forma unei ciorchine. Mirosul este splendid, adorabil, seamănă puțin cu salcâmul, dar este mai delicat. Este chiar o binecuvântare să ai șansa să miroși parfumul unei flori de mălin. Este nu doar ornamental, frumos de plantat într-o curte, ci și productiv. În urma florilor va rezulta un ciorchine de fructe negre, micuțe, tipul afinelor, așa, boabele de soc afine, care sunt pline de antioxidanți. Nu e atât de studiat, de investigat de cercetători care nu și-au făcut atâta timp să studieze fructele de mălin, dar cu siguranță are proprietăți excepționale. Sunt tonice vasculare și anticancer garantat datorită pigmenților violeți-negri care trebuie să stopeze degenerările, să întărească vasele sanguine, peretele vascular, așa că recomand tuturor să planteze un mălin în curte pentru florile adorabile, pentru creșterea rapidă și pentru fructișoarele pline de antioxidanți de care ne putem bucura spre la sfârșitul verii. Până atunci, sănătate și toate cele bune!